Investițiile de modernizare a infrastructurii rutiere continuă în nordul județului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat o atenție sporită modernizării infrastructurii rutiere din zona de munte a județului, conștientizând faptul că reabilitarea rețelei de drumuri ajută la dezvoltarea turismului. A început asfaltarea pe drumul județean 671A, drumul care duce în zona de nord a județului Mehedinți. Este vorba despre modernizarea 12 km între localitățile Crăguiești, Ilovăț, Șovarna, Bala. Asfaltarea a început cu tronsonul Șovarna-Rudina. Acest proiect a fost realizat cu ajutorul Consiliului Județean Mehedinți. În anii de când sunt președinte al Consiliului Județean, am venit foarte des în comunele din această zonă, în Ilovăț, în Șovarna și Bala, și am înțeles doleanța primarilor din aceste comune, doleanța cetățenilor, că au nevoie de un drum modern, de un drum asfaltat care să lege aceste comune, Bala, Șovarna și Ilovăț, de Drobeta, Turnul Severin, de un drum care să scurteze distanța către Turnul Severin. Motiv pentru care, în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, am depus cerere de finanțare pe fonduri europene și am obținut finanțare să asfaltăm acest drum. Iată că așteptările locuitorilor din aceste 3 comune au fost îndeplinite, în sensul că astăzi începe asfaltarea pe primul tronson din acest drum în lungime totală de 12 km, mai exact pe tronsonul dintre Șovarna și Rudina, pe o lungime de aproape 3 km, pe primul sens. În următoarele zile se vor întoarce și pe celălalt sens dinspre Rudina. Promisiunea constructorului este că în aproximativ 4 zile vom avea acest drum, tronson de 3 km asfaltat. După care vor începe să asfalteze de la Studina la Ilovăț și înapoi și ultimul tronson, cel mai așteptat de altfel, cel cuprins între comuna Ilovăț și satul Crăguiești, care aparține de comuna Șișești, va fi asfaltat. De asemenea, suportul reprezentanților social-democrați din Parlamentul României a fost foarte important pentru modernizarea județului Mehedinți. Aceștia urmărind să sprijine proiectele majore implementate de-a lungul ultimilor 4 ani. Asfaltul pe drum, pe dealurile însorite ale Mehedințului, bucuria locuitorilor acestei zone minunate, încă o porțiune bună se asfaltează, încet, încet, iată că și ultimul drum care leagă zona deluroasă și submontană din Mehedinț va fi întru totul asfaltat. Bucurie pentru locuitorii acestei zone, îi felicit și le urez spor în toate. Administrația județeană și guvernele conduse de social-democrați au susținut și implementat proiecte majore pentru fiecare comunitate din județul Mehedinț. A scurtat distanța parcursă de către cetățenii comunei Bala cu aproximativ 25 de kilometri, ceea ce înseamnă un lucru foarte bun. Țin să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, Aladin Georgescu, pentru sprijinul de a efectua această lucrare majoră și sperăm că în viitorul apropiat o să facem o legătură pe aerul ușor, Dâlma, cu Ponoarele. Primarii gospodari din județ sunt de asemenea mulțumiți de modul în care reprezentanții Consiliului Județean au sprijinit dezvoltarea localităților pe care le conduc. Drumurile vor fi foarte bune, deoarece lățimea drumului va fi de 8 metri, iar comuna Șovarna, Bala, va fi scutită de mulți kilometri până în Drobeta, Turnul Severin. Distanța ce economisește fiecare locuitor este de 25 de kilometri, traseul se scurtează. Și mulțumim domnului președinte Aladin Georgescu că s-a gândit că și comuna Ilovăț, Șovarna și Bala are nevoie de drumuri modernizate. Județul Mehedinți este un șantier în lucru, investițiile fiind direcționate către toate domeniile, iar cetățenii județului vor beneficia de condiții mai bune de viață. Deci, cu siguranță putem spune că Mehedințul este pe drumul cel bun.